Alienarea parentală sau acea formă de abuz asupra unui copil atunci când un părinte îl vorbește de rău pe celălalt ar putea fi recunoscută și în instanțele noastre și ar putea răsturna decizia judecătorilor pentru custodia minorului dacă o expertiză specială va demonstra că a fost îndoctrinat. Primul pas a fost făcut. Colegiul Psihologilor din România a recunoscut acest tip de traumă și militează pentru modificarea legislației. Copilul nu vrea să stea cu tatăl lui. Fetița mea plânge când o vede pe mamă și mi se ascunde în brațe. Nu pot să-mi oblig copilul să meargă cu tatăl lui în vacanță, refuză. Toate aceste situații pot ascunde o problemă cunoscută de psihologi, însă ignorată de autoritățile care judecă pentru binele copilului. Se numește alienare parentală și este considerată o formă de abuz. Psihologii povestesc că în unele situații, mai ales în cele în care părinții sunt despărțiți, copiii pot fi folosiți ca arme în războiul divorțului și astfel sunt traumatizați. Un părinte influențează copilul prezentându-l pe celălalt ca pe un dușman, un om rău sau periculos. Cum îl afectează acest lucru pe copil? Efectele imediate asupra copilului constau în separarea graduală de părintele, de obicei de părintele nerezident, iar efectele în planul emoțional se manifestă printr-un dezechilibru emoțional. În această situație se află și o femeie din București. Povestește că acum 10 luni soțul a deschis procesul de divorț și de a doua zi nu și-a mai văzut copiii. De atunci, încercările de a vorbi cu ei au eșuat. Copiii mei nu vorbesc cu mine, copiii mei nu iau cadouri de la mine pentru că nu au voie. Alienarea naivă este cea în care părintele, fără să vrea, vorbește de rău din când în când pe celălalt părinte, iar alienarea severă este situația în care un părinte obsedat încearcă prin toate puterile și prin toate metodele să îndepărteze total pe celălalt părinte din viața copilului. Legea nu sancționează explicit astfel de situații pentru că sunt greu de stabilit și dovedit. Totuși, instanțele românești au dat în câteva rânduri verdicte bazate pe diagnosticul de alienare parentală. Efectul profund însă este cel legat de prezența în viața unui copil a ambilor părinți. Studiile din România, dar și din Europa, arată că cel puțin 40% din copii, după separare sau divorț, ajung să nu se mai vadă decât foarte rar celălalt părinte. Pentru o evaluare corectă, specialiștii au nevoie de cel puțin 25 de ședințe pentru a putea pune diagnosticul de alienare parentală. În prima fază, specialistul se vede cu ambii părinți pentru a afla motivul conflictului, apoi cu cel mic, după care cu fiecare părinte în parte și, la final, cu toată familia. Există astfel de cazuri în care un copil este atât de influențat de celălalt părinte încât să mintă. Copilul încearcă. Însă faptul că îl supui la mai multe întâlniri, la mai multe instrumente, în mai multe situații, în cele din urmă, adevărul ar trebui să iasă la iveală. Psihologii și asociațiile de părinți încearcă să obțină o legislație unitară în care alienarea parentală să fie definită și sancționată și să oblige autoritățile statului să acționeze pentru protejarea copilului.